La un pas de tragedie, strada Independenței a fost blocată în această după-amiază după ce un macara a agățat cablurile de telecomunicații, reușind să doboare doi stâlpi vechi din lemn. Stâlpii de lemn vechi de foarte mulți ani care aparțineau unei societăți care nu mai există au fost doborâți de un macara care tranzita strada Independenței. Din fericire nu au fost victime, incidentul provocând doar pagube materiale. Mașina aia de era acolo agăță un cablu care era legat, că vedeți, Digi, Cezu, erau legați de pe unul de acolo și unul de pe strada cealaltă, stâlpii ăștia de brad de, cred că au 100 de ani de când sunt, îi vedeți, plin de mosorașă și de tot felul de... Când era telefonia aia cu sârme, așa, îi agăță, părerea mea că șoferul respectivul n-a fost vinovat, pentru că bucla care a fost făcută de la sol până la ea, nu era de, cum spune standardul, de 6 metri. Și a agățat-o, agățindu-i și fiind văzură cum sunt acolo. A dat cu ei de pământ. Cum ar fi fost să lovească, să treacă oameni? Eu doar ce trecui. Stâlpii ăștia doi cădeau pe o mașină, cineva murea din mașină. Și eu mă bucur la Dumnezeu că trecui pe aici. Stâlpii vor fi înlocuiți, iar persoanele responsabile de acest eveniment vor fi trase la răspundere, având în vedere faptul că cei doi stâlpi puteau pica pe cetățenii aflați în acel moment pe stradă. Mai multe detalii în jurnalul de mâine.